Microsoft Word, Casetele de Text Având rolul de a delimita prin conținut anumite informații, Casetele de Text se regăsesc cu precădere în paginile pliantelor, posterelor, revistelor și ziarelor. După inserarea unei Casete de Text, cu ajutorul comenzii formatare-formă, putem aplica operații precum modificarea fundalului, casete de text, modificare linie de contur, grupare, aliniere în planul de lucru, etc. În grupul Text din fila Inserare, descoperim butonul Text Box, Casetă de Text prin apăsarea butonului Text Box, observăm două modalități de inserare a unei casete de text, utilizând un șablon predefinit sau prin desenare. Am ales varianta a doua. Cu ajutorul mouse-ului am desenat, am figurat zona în care vom așeza caseta de text. Zona fiind rezervată, cu clic pe dreapta și cu opțiunea Fil umplere, alegem un fundal pentru caseta de text. Apoi, o linie întreruptă pentru chenarul casetei de text. În exemplul nostru, în fața textului, sunt inserate trei casete de text. Studiem Opțiunea trimitere în plan îndepărtat pentru caseta galbenă situată frontal în acest moment. Observăm că ea s-a așezat în spatele celor două casete de text. Studiem opțiunea trimitere în plan apropiat. Caseta cu fundal galben s-a așezat între celelalte două casete. Studiem opțiunea trimitere în spatele textului. Caseta cu fundal galben s-a așezat atât în spatele casetelor de text cât și în spatele textului din document. Operațiunea inversă și anume readucerea în plan frontal, în prim plan a casetei, se poate realiza cu opțiunea Bring to Front, aducere în prim plan, misiune îndeplinită. Gruparea mai multor casete de text începe cu selectarea casetelor de text și apăsarea continuă a tastei Shift și se finalizează cu clic pe opțiunea Grup. Butonul Shape Effects, efecte speciale, adaugă noi dimensiuni, noi finisaje casetelor de text. Astfel putem vorbi de efecte de umbră, margini atenuate, rotații 3D, reflexie, strălucire, etc. Sesiune de autoevaluare Editați poezia ca folosind doar trei casete de text. A doua casetă de text are fundalul transparent și nu prezintă linie de contur. Alinierea textului din cele trei casete este aliniere la stânga. Prima pentru acasă. Realizați un document cu numele Toamna, având doar o pagină de mărime A3 orientată portret. Conținutul textului prezentat în imaginea alăturată poate fi redat și parțial. Sarcină de lucru pentru crearea unui portofoliu individual. Vă mulțumesc.